Selimeș i-a găsit astrei fotbalistul care îi lipsea, tocmai în Portugalia, acolo unde a urmărit câteva partide. Unul dintre fotbaliștii remarcați este de la Pacos Ferreira, echipă din prima ligă, dar atacantul dorit în 9 mai are o cotă de piață de 1 milion de euro, conform unui site german de specialitate. Și cum echipa are cel mai bogat patron din campionat, sunt șanse ca antrenorul astrei să-și vadă visul cu ochii. El spune că ar fi o mare realizare să transfere de la echipele bune din Liga Sagres. După periplul lusitan, Selimeș a dat o fugă acasă, iar de mâine va conduce iar antrenamentele.